Dragi adolescenți, doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Înduiel cu Acnea, un proiect cu și despre adolescenți. Sunt Dan Căldăraru și împreună cu invitatul meu de astăzi vom lămuri un aspect care ține de bacăul adolescenței ieri. Înainte de a trece la dezvoltarea planului de idei, vă sugerez să luăm în considerare un proverb pe care îl spuneau latinii, și anume, istoria trebuie să mențină viața în viață. A fost de acord să vină în studioul emisiunii noastre domnul Eugen Șendrea de la Biblioteca Județeană din Bacău. Bună seara și vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, domnule Șendrea. Bună seara, bine te-am găsit. Domnule profesor, experiența dumneavoastră de cercetător, pasiunea de publicist și ocupația de muzeograf v-au făcut să adunați din variate surse informații referitoare la adolescenții băcăuani de ieri. De ce ați optat pentru un astfel de eveniment? Dragă Dani, în primul rând vreau să spun că am avut marea șansă de a lucra la Oficiul Județean pentru Patrimoniul Cultural Național. Chiar de la înființare, deci am fost unul din fondatori, până la desființare, din nefericire, acum câțiva ani. Am putut colinda nu numai municipiul Bacău, ci întreg județul Bacău, timp de 30 și ceva de ani, 33 de ani. Și am avut de-a face cu tot felul de ocazii și probleme. Adolescentul, în primul rând trebuie să spunem că Bacău este un oraș cu o istorie fascinantă. Este un oraș foarte frumos. Și nu numai, și localitățile care îl compun județul Bacău sunt formidabile, formidabile. Au o istorie nemaipomenită. Eu m-am apucat și am scos al doilea și scos și al treilea volum acum. Istoria necunoscută a Bacăului e uluitoare. Ce lucruri avem, ce monumente pe lângă care trecem și nu le folosim, nu le dăm valoarea cuvenită. Suntem ignoranți cu alte E cam cuvinte. Ignoranți. Așa, iar noi am putea face din turism, din turismul ăsta, o sursă inepuizabilă de bani. Bani și bani frumoși. Așa e la noi. Și aceste lucruri pe care le veți deconspira, să zic, în această istorie necunoscută a Bacăului. Dani, eu propun așa, dacă nu te superi, să vedem cum era un adolescent, cam pe vremea mea, eu adolescent. Da. Aveți pregătită vreo poveste de a unui adolescent băcoan despre care să fie auzit și noi? Dani, sunt mai multe, o să încercăm să le abordăm. Deci un adolescent în timpul comunismului, că eu am prins comunismul din plin, așa, sunt născut în 51 și am prins până în 89, l-am prins așa, cum trebuie, mulțumesc tare mult. Și un adolescent era un om, un băiat firav, un băiat liniștit. Era deja îndoctrinat. I se impuneau anumite percepții comuniste, așa, așa, așa. Unele erau bune, să știi, nu aruncăm totul pe fereastră. N-am spus nimic. Așa, dar unele erau exagerate. Și adolescentul de acum 40 de ani era 40-45 de ani, era mai timorat decât acești adolescenți de astăzi. Singurele distracții și formarea, erau câteva formare ca adolescent, erau câteva cinematografii în Bacău, da, la care se dădeau, eu am prins și când se dădeau filmele rusești cu la nesfârșit, cazul sergentului Grișa, Alioșa, da, Cociubei, era o cultură patriotică. Așa, da, era. După aia am trecut-o pe a noastră, pe cultura cu dacii, cu Decebal. Nu era rău, pentru că se învăța și din filmele acestea că patriotismul ăsta, de care o să vorbim mai încolo, care l-am uitat. L-am uitat cu desăvârșire. Da, l-am uitat cu desăvârșire. Da, și chiar să pedaleze pe terminarea lui. Așa, și spun că acești adolescenți nu prea aveau o sursă de și era cam sărăcie, să știi, din salariu se trăia atunci, nu, eram cam toți la fel, uniforme. Egalitate. Egalitate, noi, de câteva vârfuri, a unor secretari de partid, pe aici, pe acolo, care veneau mai îmbrăcăței. În restul, noi ne mulțumeam cu un adolescent cu uniforma de școală și de gând în gând, nici nu erau magazine așa pline cu acum, cu ce vrei găsești acum, bani să ai.
Atunci erau anumite magazine și când a început Ceaușescu să strângă șurubul, n-am mai găsit lucruri. Și încropiam din câte ceva, din lucruri mai vechi, ca să poți să ieși la o distracție. Materialul de raiat era un eveniment deosebit? Da, atunci. Cum? Așa zis, avelură. Da, și fâșul. Fâșul, da, deci, cine avea un fâș, atunci avea numai securitatea, ăștia de la partid. Ce era fâșul, măi? O bucată de plastică. Sigur, așa. Da. Da, da, era de bun ton. Apărea în centru, făceai o leacă de centru așa cu fâșul ăla, se uitau toți după tine, mai admirativ, băi, ăsta trebuie să fie cineva. Da, și... Sau pentru fete a apărut să lameurile, lameul ăsta care poartă țigăncile acum, știi? Și atunci erau bătălii. Sau fustele plisate, măi, Dane. Era la, mă țin minte, săracele fete se sculau la 3-4 și stăteau la Universal, magazinul da. Aldal de acum, stăteau la coadă săracele și înghețau acolo pentru să iei fuste plisate care veneau din străinătate. Ce era? Niște materiale. Era un material mai rezistent? Nu, așa, era, mai, dar niște caracteristici. Era la modă, modă. La modă. Modă. Și dacă e modă, asta e. Și să stăteau săracii pentru o fustiță din aia, sau care nu prindea și nu avea bani, se împrumuta de la cealaltă, bă, mă duc și la o întâlnire. Deci adolescentul din trecut era foarte, foarte... Ce le putea oferi Bacăul unor adolescenți care nu erau nici bogați și nici cu rang social? Dane, atunci eram în... cum să zic eu așa, din bon ton să mergi la o prăjitură, invitai la o prăjitură. Da. Nu baruri acum, acum sunt baruri. Atunci o prăjitură care era 1,50 lei și îți făceai planul de acasă, 1,50 lei, tu 1,50 lei, așa, mai iei și o citronadă, așa, cam cu 5 lei te descurcai, 5 lei. 5 da, lei. Cu, da, cu iubita o duceai la una din cofetăriile, Violeta, din centru, de pe aici, sau care mai erau, și cam asta era. Și acolo mai tratai cu ce tratai cu partenera. Activitățile extrașcolare erau ei, cumva Dane, diversificate? Așa, deci eram regimentați de mici. De mici. Am fost pionier, după aia utecist, utemist, după aia utecist. Da. Așa, membru de partid mult mai târziu. Și eram regimentați. Deci acțiunile se făceau la... de exemplu, că adolescentul ne ducea de 7 noiembrie, când era sărbătoria Marea Revoluție Socialistă din octombrie, neapărat ne duceam la fabrica de cherestea 7 noiembrie, care era peste podul de la Bisița, acolo. Și, ca să vedeți ce? Să vedeți? Munca, munca, Dani, cum se muncește. Păi asta era munca, era, trebuia muncă și muncă și muncă. Acum cuvântul ăsta a dispărut din la noi, poate numai în dicționar se mai găsește. De atunci să vezi omul muncind. Muncind sau la fabrica confecția. Sau la fabrica de șuruburi, făceai vizite, nu? Așa, în care îți arăta cum se lucrează, cum muncește, ți-ar aducea cel mai bun maestru de acolo, care să-ți povestească cum a ajuns el maestru și cum ce a trecut și cum a muncit. Făcea... Care sunt niște treburi extraordinare. Da. Era munca, era pus la rang. La rang, la rang. Acum, ai mai auzit de cuvântul muncă? Nu există. Nu, mamă, dar acum e șmecherie, deci... Pe cine e înșelat, pe cine, nu vezi că nu se mai ia câte unul să-l bagi în pușcărie, loturi de câte 50-100 de membri. Dar existau pe atunci în rândul adolescenților aceste acte de delinvență, de... Dane, era sistemul informativ a securității și a miliției, era foarte bine pus la punct. Să știi că erau de pionieri, te erau... Monitorizau, da, te luau de așa și te creșteau, te duceau așa, să cam știa ce faci. Așa. Dacă ai cuvinte împotriva conducătorului iubit, dacă ai vorbit cumva partidului de rău, eram cam totul, deci, supravegheat. În interiorul școlii se comiteau acte dintre astea antisociale, adică furturi, Dane, violuri? Nu exista, pentru că era și o vorbă, care e inima țării? Miliția, de ce? Bate, bate, bate. Ajungeai pe mâna miliției atunci. Deci exista acea teroare, acea teamă. Ca să spun așa ce însemna, era un, la piață, era un milițian așa, mititel așa, și cu un singur baston așa. Când apărea acolo se facea liniște, domnule, doar de piață. Acum văd că se bat de la poliția. Cu... Da, sunt. Da. Și s-a scăpat din...
cum să zic, era șteroarea asta când te prindeau, te băteau zdravă, așa, nu-ți mai trebuia a doua oară să mai faci adică nimic. Totul era ținut sub control atunci, sub control, sub supraveghere, monitorizare. Profesorii erau profesori buni, de marca așa, sigur. Dar care erau cu partidul, care făceam valorile astea cu crearea omului de tip nou, de asta ne impregna nou, să muncim, să cotare, să dovedim. Și să construim acea epocă. Exact. Însă, spre deosebire de astăzi, a fost un curent care l-am prins eu, era respectată limba română. Și apropo de, eu am fost la Ghimeș acum vreun an de zile, eu n-am auzit până în 89 cineva, poate acasă vorbea un maghiară. Acum, dacă nu vorbește maghiară, e jale acolo. Așa. Deci limba română era considerată limba română, nu te jucai, era o limbă sfântă, erau comemorați marii noștri scriitori. Oamenii de cultură. Da, sigur, domnule. Fac o paranteză, uite, mâine 1 decembrie și numai pe aici, pe acolo s-a punctat 1 decembrie. E mare rușine, să știi, Dani. Se făcea cu 1 decembrie, nu era, că era 23 august. Da, 23 august sau 1 mai. Dar se făceau manifestări în care, că erau și în favoarea partidului, că nu se mai strigau așa, da, erau pentru... Sau Eminescu era de toată suflarea Bacăului, măi, Dani. Toată suflarea. Dar nu exista băcăoasă, nu știi, de Mititel, o poezie de Eminescu. Așa. Sau să nu știi Creangă, sau nu știi cum, dar nu exista. Să făcea carte serioasă. Că au impregnat munca de partid, că nu știu ce, asta e altă treabă. Dar ce partea serioasă, să știi, să făcea cum trebuie. Nu. Eu am de-a face la secția de copii și mă sperii, Dani. Mă sperie, apropo, și adolescenți vin pe acolo, da, da? O fată în clasa a noua care a venit și a venit cu mama. Dar am stat eu, vine cu mama, na, așa. Ei, fata nu știa să scrie în clasa a noua. Și maică-sa e emotivă și nu știu ce, să apucat să mă să scrie acolo. Nu are nicio treabă emoția cu da, categoric. Da. Bine, o scuza într-un fel. Da, așa. Da. Și deci am creat și am mers pe o parte foarte, foarte urâtă că am lăsat învățământul din mână. Noi aveam învățământul performant. Un adolescent, țin minte, Dani, eu eram prin anul 1 sau 2 de facultate, și ne-am întrecut, era o tabără internațională la Bușteni și ne-am întrecut cu ceilalți adolescenți din alte, pe toate planurile i-am bătut. Se făcea, cum să zic eu, la ora de sport se făceau dansurile tradiționale românești, așa, le învățai cu alea începeai, după aia măteai mingea și nu știu mai ce făceai. Existau și la casele pionierului. Sigur, cum să nu, domnule, acum, multiple. Ei, Dani, am fost tot așa într-o tabără internațională, am avut șansa acum vreo 2 ani de zile, și erau studenți din Grecia, din Italia, din mai știau toate dansurile, știau un cor, știau cu tare, parcă erau pregătiți de când, și nu, ne-au zis să facă în școală. Și ai noștri stăteau, uite așa, în coate, se uitau la ei. Niciunul, n-au fost doi în stare să danseze același... Ne-am pierdut cultura, ne-am pierdut. Tradiție. Și, măi, am devenit încă o chestie adolescenței de astăzi. Nu e critică, Doamne ferește, că sunt și băieți buni, uite, care au luat olimpiadele, nu poți să spui că toată lumea e o masă din asta. Nu, procentajul e mare, în creștere ale... mă uit că nu mai e... am devenit imitatori. Am luat modele din afară. Da, și nu imităm nici bine măcar. Așa, și chiar mă uitam eu, ăla cântecul ăla, eu vara nu dorm, nu, deci din gât, așa cum fac negri ăia acolo, știi? Și l-am văzut tatuat pe aici, pe ăla, așa, și cu taică, cu ochelari din aia. Poate fi un model, un model derivat. Da, imităm așa, nu, melodia e frumoasă așa. Da, sigur. Dar noi, până nu imităm, noi așa, sau... Sunt emisiunile astea care mai... Măi, toate fetițele astea, așa, adolescentele astea, în engleză. Măi, frate, mă, dar când în engleză? Engleză și engleză. Nu e rău. Nu e rău că sunt în engleză. Dar spune-mă și ceva românește, măi.
Știți, da, că în istoria literaturii române, chiar la un moment dat se spune acolo, spune ceva George Călinescu, că și guvernantele vorbesc 5 sau 6 limbi străine și totuși nu sunt considerate femei culte. Da. Noi avem impresia că dacă vorbim așa, suntem deja oameni culți. Și țiganii vorbesc 2 limbi, nu? Da? Da. Ca băcăoană în toată semnificația originii. Ați fi schimbat vreodată dinamica de pe Bistrița cu alta din țară sau din afara ei? Dane, eu am fost repartizat, deci așa, un adolescent, așa, am fost repartizat la Suceava, la Fălticeni. Acolo, da, am fost repartizat la Muzeul Irimescu. La Muzeul Irimescu se deschidea atunci. Și apropo de limbi, vreau un băiat tânăr ca să cunoască limbi străine, că acolo limbi vineau ambasadori, vineau cu, dar nu mai cu translator după tine. Și să știi și istorie, și geografie, și toate, să aibă o cultură. Polivalent. Și am dat și un examen acolo, a fost problemă pentru mine, am intrat acolo. Îți spun, ca adolescent așa, îmi plăcea să muncea din, așa, și am întâlnit ambasadorul Chinei, președintele Crucii Roșii din Germania și, domnule, erau foarte încântat să audă despre România. Despre România, din glasul unui tânăr, din unui adolescent, ce știu eu despre România, ce să le spun lor. Dar ei de ce erau interesați? Știau ceva despre România? Domnule, eram, să știi că Ceaușescu cum o fi fost așa, mai avut și, dar era partea foarte bună, promova România. Ei vreau să știe ce promovăm noi din România. Ce promovăm? Eu acum, dacă ți-aduc 2 adolescenți aici așa, de pe stradă, îi luăm așa și îi spui ce obiective are în Bacău și le promovăm așa în străinătate, spun eu că rezultatul va fi cam... Dar cred că nici noi, maturii, nu știm. Da. Eu, de exemplu, în vara asta, vara care a trecut, am avut parteneriat cu școlile și au venit la noi un program de vacanță, un program. I-am dus pe copii și printre ei vine să și niște bunici, nu știu ce, și i-am dus la muzei care sunt în Bacău și nu le știu. Muzeul Ceramicii de aici, din Bacău, care e la 2 pași aici de dumneavoastră, așa. Muzeul Anton Ciobanu. E un muzeu extraordinar. Muzeul al armelor din Bacău, din cartierul CFR. Un muzeu care nu se știe. Muzeul evreiesc din Bacău. Nu știe nimeni. Cum nu? Aici, dar eu trec în fiecare zi pe lângă el. Dar avem instituție specializată la nivel de județ care trebuie să promoveze. Nu știu, eu nu discut instituțiile, nu e problema mea, dar... îți spun, avem muzei uluitoare, domnule, care nu le punem în valoare, nu știu, eu știu ce... Așa. Nu mai spun la Precesa, acolo, nu știau că sunt ruinile curților, domnule, și domnule, am văzut eu ceva acolo, dacă nu scrie, nu așa, cu tare, nu-i promova, nu-i măcar un pus un panou și așa, doamne, nu sunt puse panou, nu-i nimic. Da. Dar trebuie făcut în jurul obiectivului și Dane, o astfel de propagandă. Dar ce acum, iată-mă că mai schimbăm... Tu ai văzut Bacău turistic vreodată? Nu. Da. Toate celelalte. Eu am fost în Fălticeni. Fălticeniu are 9 muzei, numai el Fălticeniu, că are tot Bacău ăsta luat la un loc. Și în orășel acolo, de 30.000 de locuitori și înconjurat din mari monumente. Voroneț, Putna, chestii care ar putea să... Ei, în Fălticeni, unul după altul autocarele. Acolo n-ai timp de respirat. Este și un punct de trecere, dar... Și Bacău, dar Bacău nu-i nod aici, așa, ar trebui să... Este pe european. Nu facem nimic, în hoteluri n-am văzut niciun pliant. M-am uitat în niște hotelurile noastre pe aici, arată cum arată, pensiunile la fel, dar niciun pliant, domnule, niciun pliant, nimic, doar ai vizitat. Ce facem? Te duci până din capătul celălalt de la Policlinica Veche până aici, așa, și mai avem niște magazine care au lucruri care sunt universale. Mă gândesc că undeva la nivelul instituției, probabil acolo, la nivelul de conducere, Eu nu știam, dar am rămas perplex că există un organism de turism în Bacău. Vă referiți la ca entitate, așa, cu responsabilități care... Eu sunt omul care am lucrat 33 de ani la patrimoniu, Dani, o mare, și n-am luat titlul de cetățean de onoare pentru că eram eu frumos și deștept, așa, pentru că am salvat de la distrugere foarte, foarte multe monumente, așa. Obiective de patrimoniu. Avem, ți-am spus la început, avem o istorie fascinantă, avem lucruri incredibile. Nu m-a venit nimeni să mă întrebe, măi, Nașendra, ce ai făcut, bă, știi ceva despre aia, despre aia? Nu. Am văzut că mai nou l-au masacrat și pe...
autorul Geticii, de statuia aceea de Vasile Pârvan. Dar nu e, acolo e un altceva. Nu mai are nici în scrisul. Pârvan, Vasile Pârvan era un omule smitit, el, un om din ala, un savant din ala, care mic așa și care a crescut în biblioteci. Așa. Ăla, da, exact, a fost și bibliotecar. Și ăla de acolo era o statuie în București, s-au făcut niște învârtele aici, așa. Băi, Pârvan, las că avem noi un Pârvan. Ăla e un marinar din flota Mării Baltice, pentru marinari. Noi văd ce picioare are, uite așa. Păi ăla e Pârvan, mamă. Sau Alexandru cel Bun de acolo, ăla e un condotier de prin secolul 17-18 și n-are nimic. Nici coroana nu avea, coroană bizantină frumoasă. Și Alexandru cel Bun era un bărbat frumos. I-am întrebat pe adolescenți cine reprezintă. Da, da. Ce reprezintă statuia de acolo și nu. Da, nu, domnule, deci s-au făcut și șmenuri din astea aici, culturale, care, uite, aduc prejudicii. Nu fotografii, că unii, băi, dar acum modern, să nu fie fotografii, de exemplu, cum e statuia lui Bacovia. Băi, bun, ai o interpretare. Dar acum facem toate așa, după asta, stai așa. Din punctul de vedere al istoricului, precum și din bogata dumneavoastră experiență de viață, cum vedeți astăzi influența mediului rezidențial asupra educației adolescenților? Adică Bacăul are și zonă centrală, și zonă periferică, și zonă... Avem și instituții, Dani, și instituții care... caută să te ajute, să te formeze. Televiziunile, unele televiziuni, nu anunc anatema așa, aiurea, domnule, promovează altceva decât dăruirea pentru, cum să zic eu, întâi să ai mândria de a fi român, domnule. Să ai mândria asta așa. Mi-e rușine, am auzit, nu odată, asta era grav în timpul lui Ceaușescu, dacă spunea că ți-e rușine să fii român. Că ți este rușine. No. Acum mi-e rușine și niște fetițe din astea, adolescente din astea care așa, vai, eu nu vreau să am de-a face că sunt român, că chestii, nu știu ce. Cum mai? Da? Uite, mâine sărbătorim 1 decembrie. Numai în primul război mondial au murit 800 de mii de români ca să avem România mare. Nimic, nu contează. Ai să vezi mâine la festivitățile, iată-mă, Dani, mâine la festivitățile de la cimitirul central de acolo, nu promovăm, nu aducem tineri. Nu. Nu aducem tineri, care trebuie să vadă cum, că acolo se rostează. Dar sunt în zilele lor libere. Așa. Hai, zilele libere erau și înainte, dar acum trebuie să-i duci, să-i atragi. Dom'le, trebuie să-i atragi, să vadă și ei că noi comemorăm, ținem la... Hai să vezi mâine... Uite la mine aici așa, numai politicieni, viitori politicieni și din ăștia care fac figură bună acolo, știi? Mai vin câteva clase de copii, probabil. Uite, spun eu că nu vine. Vreo doamnă învățătoare dacă, mai zeloasă. Dacă, așa. Dar în rest nimic, mai. Ce facem cu tineretul ăsta, cu adolescenții? Ce facem până la urmă? Da. Ne formăm, da. După cum mi se sugerează. Am renunțat la valorile proprii și mergem pe varianta... Păi înainte la Olimpiade, adolescenții noștri, măi, Dani, măi, ne băteam de la... Cine băteam de la egal? Eram chiar mai tari, cu China, cu RSS-ul, cu Japonia, cu... Păi, la Olimpiade, păi vineam cu... Nu mai aveam să mai pună bieții copii asta. Eram la sport, erau campioni. Ce făceam la Olimpiade? Îi făceam praf pe toți, așa. Nu mai ai mândria asta de a fi român. Chiar unde a venit o rușine acum. Nu vreau să zic că... Eu am băiat un stabilit în Anglia. Și zic, băi, tu nu faci cumva figuri pe acolo să zici că nu ești român? Nu, odată, dar dacă n-au de români, ăștia pun mâna întâi la buzunare. Avem o singură formulă atunci. Atenție, ni se lichesc ușile. Da, așa, da. Dragi adolescenți, doamnelor, domnilor, duelul cu acneea a luat sfârșit. Cine sunt câștigătorii? Părinții, adolescenții, reprezentanții comunității. Vă mulțumim noi, Dan Căldăraru și Impuls TV. Ne revedem lunea viitoare la un nou duel cu acneea. Thank you.